Pentru a majora nivelul de conformare a contribuabililor din segmentul comerțului de flori vii, în perioada sărbătorii Ultimul Sunet, 30 și 31 mai, serviciul fiscal va intensifica acțiunile de conformare prin instituirea posturilor fiscale pe întreg teritoriul țării. Fiscul anunță că scopul acțiunilor este prevenirea cazurilor de încălcare fiscală. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor comercianților cu flori să se conformeze prevederilor legislației naționale. Totodată, cumpărătorii sunt îndemnați să contribuie la asigurarea respectării prevederilor legislației prin solicitarea bonului de casă la efectuarea cumpărăturilor.